Vă lasă că s-a pocăit el, e vedetul. Dacă nu-i crescut bine în ale Domnului, nu se pocăiește în veci. Pentru tine, păcătosule, pentru tine, păcătoasă, să luptă un Dumnezeu din cer. Mi se mișcă inima în mine, zice Dumnezeu, pentru tine să dă o luptă mare. Nu vrei să te întorci la Dumnezeu? Din tot sufletul și din toată inima mea, vreau ca binecuvântarea Domnului Isus Hristos să fie peste toți frații, peste toate surorile, peste toți cei prezenți în sala aceasta, sfântă și peste cei care de acasă sau din diaspora de undeva ascultă Sfântul Cuvânt a Domnului. Amin. Luați seama să nu vă înșele cineva. Cam asta era tema predicii de până aici. Dar, cuvântul lui Dumnezeu mai are o atenționare Nimeni să nu se înșele, adică auto înșele. Când te înșală cineva, e o problemă. Dar când te înșeli tu singur, nu mai ai cum repara. Nimeni să nu se înșele că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Adică prin înșelările produse de individ pe linia credinței cu Dumnezeu, lovesc în Dumnezeu și lovind în Dumnezeu, Dumnezeu apoi nu se lasă să fie bat jocorit, ci va răsplăti fiecăruia. El are grijă să plătească la fiecare. Glorie lui. Am sosit prin harul Domnului Isus în această minunată carte a prorocului Osea Prorocul acesta trăie prin anii 570 înainte de Hristos și era contemporan cu prorocul Amos, numai că unul era într-o extremă a țării, lui Izrael și celălalt în cealaltă parte. Amândoi aveau prorocii foarte însemnate. Spre deosebire, Osea vorbea mai mult și chiar mult pentru evrei pentru Izrael și, în special, apoi pentru omul pe care Dumnezeu l-a iubit mult. I-a dat întâietate înaintea fratelui său, Manase, și multe altele. Așa că, pentru Efraim acesta, Osea proroceaște de 38 de ori și include și pe Israel. Dar direct pe el de 38 de ori. De ce oare s-a ocupat atâta de mult de omul acesta? Și ca să vedeți ce era el de înșelător pentru el. Cuvântul lui Dumnezeu în câteva versete ale acestei minunate cărți ne povestește despre starea lui Efraim. Așa că Vom putea vedea versetul 17 din capitolul 4. Că nu le putem lua pe toate la rând. Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace. Ce însemnează aceasta? Dumnezeu, la un moment dat, pe cei ce se lipesc de idoli, de șerți, îi lasă în pace. Nu uite ce, pe drumul tău, du-te unde vrei tu, să vedem unde ajungi. Dar în capitolul 5, versetul 2 cu 4, le arată necredincioșii se afundă în nelejuire, dar voi avea eu pedepse pentru ei. Să nu crezi că scapi. Dacă ești necredincios lui Dumnezeu și te lipești de un idol sau de un lucru neplăcut lui Dumnezeu, nu o să scapi. Vine vremea când îți dă plata. În capitolul 5 cu 4 spune faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duc de curvie este. În inima lor, și nu cunosc pe Domnul. Și lucrul acesta e foarte vizibil și în zilele noastre, nu numai cu Efraim și cu Izrael de atunci. Inima, dacă e pătrunsă și înșelată, de un astfel de duh, din mintea lor să șterge cunoștința de Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 4, cu 17-18, acolo la vale, spune că mintea lor s-a întunecat. Nu că n-a fost luminat odată, ci s-a întunecat. Și întunecându-se, ei au părăsit calea cea dreaptă. Și cum zice aici de Efraim, s-a fund apoi în nelejuire. Și păcatul lor, după ce îi prinde, nu-i mai lasă să se întoarcă la Dumnezeu. Asta este o înșelare proprie. După aceea, tot în 5 cu 17, voi fi ca un leu pentru Efraim. Ce poți lupta cu un leu Poți tu să-l Nu poți. Voi fi ca un leu pentru Efraim. Adică Dumnezeu se va purta cu tine cu brutalitate. Până când te vei lămuri că trebuie să te pocăiești pedepsele pe care Dumnezeu le dă la oameni au scopul ăsta de a să pocăi. Am văzut o persoană pe care fratele Vanci o cunoștea foarte bine. Aceea să mânie, ură pe cineva. Și Duhul Sfânt i-a spus să se lase de ură. Și nu s-a lăsat. Și i-a spus că dacă nu se lasă de ură, va veni o zi când va fi obligată să se lase de ură. Știți ce s-a întâmplat? Copil, de vreo 10... 11 ani, făcând o glumă, s-a spânzurat și a murit. Și atunci a venit în minte de ce i-a sosit pe diapsa asta mare în casă. Și a fugit la el pe care îl ură și și-a cerut iertare, măcar că ăla era vinovat, el ai făcut un lucru grozav de rău. Dar acum s-a văzut că ura ei e mai grozavă decât orice alt păcat. Și aceasta este o mare înșelare. Cuvântul ne spune, voi avea o pedepsă pentru ei. Și Dumnezeu are pedepsă și pentru cel care curvește și pentru cel care se închină la idol și pentru cel care urăște, că de altfel toți în mâna diavolului. Și Dumnezeu vrea să-i smulgă de acolo. După aceea, în capitolul 7, versetul 8 și 9 spune, Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întorsă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrâneța și el nu-și dă seama. Ai văzut niște străini îi mănâncă puterea. Și aici am văzut tineri, tinere și și bătrâni, care așa de mult s-au împretenit cu oameni străini, care nu-s credincioși lui Dumnezeu. Și astea le-a mâncat puterea. E destul de exemplu unui tânăr să stea de vorbă cu o fată nepocăită. Și fata nepocăită, dacă are învățături lumești, dacă nu-i crescută bine și nu cunoaște Biblia, Aia e destul să se apropie de el și să-l mângăie de câteva ori. Că l de demoni. și mâncă puterea. De când nu mai vine la cântat. De prorocește nu-l mai auzi prorocind. Nu-l mai auzi rugându-se. E gândul numai tot acolo. Și așa se întâmplă că niște străini mâncă puterea. La fete, la băieți și apoi și la bătrâni, care în diferite conjucturi sunt foarte antrenați în a ține discuții și vorbe și prietenii și mese și iertată cafeluță cafeluță, și apoi cu vremea, după ce mâncă puterea lângă cafea, e și o țigarușe. Sau și un pahar de tărie. Dar el nu-și dă seama. Așa îți pe râpă. Și ajung bătrâni și nu scapă de patim nu scapă de ură, nu scapă de vrăjmășie și nu-și dă seama, auzi mă, îi orbit de satan și nu-și dă seama. și foarte grozav asta. În 10 cu 12 e o îndemnare sfântă. Să mănați potrivit cu neprihănirea și veți să potrivit cu îndurarea de stălânițe în ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuirei. Măriți să fie Domnul Iisus Amin. Hristos! Ce minunăție, mă! Fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, acum, mai mult ca oricând, îi vremea să căutăm pe Domnul. E vremea să ne desțelini inimile înțelenite, de ură, de patim, de lăcomii, de afaceri, de hărnicii. Că și hărniciile astea, la un moment dat, pot să-ți devină o patimă. Tu nu mai gați niciodată lucru, tu nu mai ai timp de o cântare, tu nu mai ai timp de o rugăciune. Tu nu mai ai timp nici vorbă să stăruiești în rugăciune. Ne aduc aminte de fratele Teochion de la Ighel, când eu vorbim, vorbit Duhul Sfânt. În sens spiritual îți mai stă în față 12 stadii de călătorie pământeană. Și dacă nu stărui să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, o barieră îți va cădea în față și nu vei putea trece. E te trece la cele veșnice. Și a fost atent la 12 zile, nu s-a întâmplat nimic. 12 săptămâni, nu s-a întâmplat nimic. 12 luni, nu s-a întâmplat nimic. Și când s-a împlinit exact 12 ani, s-a nimerit că și ziua aceea era o zi de marți sau așa ceva, când au avut prorocia. Mâncând la masă, el și fata. Auzi, măi, ascultați-mă, vreau să vă spun. Azi 12, 12 ani. O trecut cele 12 stadii, eu voi muri. Nevastă să era bolnavă cu inima. Taci, oane, că eu mor înaintea ta. Trebuie să spun, eu voi muri. Aici, închizi ușa asta. E ușa acolo pentru nimul și familia lui, tu cu Elena, tu stai aici. Pământul el al dai la cutare, el al face așa, împarte tot, tot atunci în saraia. Dimineața sună mă, cum? Mă duc la târg la Alba Iulia. Nu te duci, Ioane, nu te las, nu te las. Dacă nu prin vitele, mă duc și aduc lemnele alea din pădure, că va veni vreme rând. Nu te las, Ioane. Po cum să mă ții tu legat așa? Dacă nu, hai să batem nuci ăștia. Avem mai mulți nuci. Că le fură toate veverițele. Și bătând la nuci, cade și se întoarnă în cădere și dă cu spinarea de un țanc de piatră ieșit din pământ și toată spinarea lui se rupe și bietul om nu mai poate trece peste asta. Eram în Alba Iulia, așteptam autobuzul în vechea autogară la gara mică. Fată s-a vine plângând, frate Hozan s-a împlinit prorocia. Ce, Doamne, iartă-mă, cine să-și mai aduc aminte de 12 ani? Moare tata. Hai repede la spital! Am mers cu ea la spital, el nu m-a suflat greu și a doua zi nu -a mai suflat și gata. Dragul meu, când eu vorbit, Duhul Sfânt întâi l-a lăudat pentru hărnicia Lui și după aceea i-a spus că datorită hărnicii tale, care n-ai, ți-ai făcut vremei. Asta stă în față și eu o mai dat un termen, dar tot nu a avut, el era foarte harnic. Și cu asta te poți înșela. Fii cumpătat în tot ce faci. Mănâncă cumpătat, bea cumpătat și una și alta. Azi, asar, adică târziu, a sunat o soră a cărei bărbat, folosea cafeaua. Și ea zice că folosea cafea mai tare, neagră, așa, fără lapte, fără nimic, cum folosea el. Datorită cării fapt, în moment dat, a început să vorbească singur. Și o tot vorbit, o tot vorbit, asta ce cu tine, mă? Păi nu nimic. Dar la un moment dat, ce Domnul îmi spune să te omor? Păi, mă, săraca de Păi cum adică? Pus mâna pe el, unde punea așa strânge de toată să vinăță. Un frate de -a ei o scos -o din mâinile lui și la urmă nu a avut ce face pe el, l-o băgat la spital. Acum e sănătos, o ieșit sănătos. Cât va fi Bine ar fi toată viața să rămână sănătos, să nu se mai înșele. Tu te înșeli bând, tu te înșeli mâncând, tu te înșeli lucrând, tu te înșeli cu dragoste firească, tu te înșeli cu atâtea lucruri. Dragii mei, dacă e vorba nimeni să nu te înșele, atunci adăugăm și asta. Să nu vă înșelați singuri. Să aveți timp de citit cuvântul, să aveți timp de rugăciune, Amin. să aveți timp de stăruință în rugăciune, Amin. să aveți timp de cântare, să aveți timp de copilaș, să aveți timp de tineretul care îl aveți în casă să fiți prieteni cu copiii voștri, așa încât ei să vă poată spune tot ce se întâmplă cu ei și fetele cu ele. Să nu trebuiască să întrebe pe vecini sau pe ce știu cine, pe alți prieteni care să îi îndrume rău. Și să nu vă înșelați, cum a citit mai sus, niște străini vă mâncă puterea. Păi nu vă înșelați, mă, împretenii în cu străini. Căutați în biserici relații de prietenie. Nu în afară de biserici. Păi lasă că s-a pocăit el. Îi vedetul. Dacă nu-i crescut bine în ale Domnului, nu se pocăiește în veci. Îți va fi o povară și va fi vai de tine cu el cu tot. Așa umblat Efraim, dar să vedeți acum, Dumnezeu după ce mustră în atâtea versete, capitolul 11 începe durerea de inima lui Dumnezeu. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt, dar cu cât prorocii îi chema, cu atât ei se depărtau, au adus jertfe idobalilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat, ridicat în, bra în brațe, dar, dar n-au văzut că eu îi vindecam. L-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru El ca cel ce le ridică jugul de la gură. M-am plecat spre El și le-am dat de mâncare. Exact cum face un tată. E copilașul de mână, îl învață să -mi meargă. apoi îl ia în brață, îl strânge la pept, îl sărută, îi dă de mâncare, acum îi dă cu beberonul, dar pe vremuri mesteca mama, tata, în gură mâncarea, că el nu putea să o mestece. Și o scotea când era mai dulce și o băga în gură și așa creștea copilul. Dar cu toate acestea, copilul, când a fost mare, ați auzit câte znove a făcut Efraim și Israel. Vedeți? Gândiți-vă bine ce durere are un tată și o mamă care după ce te-o învățat să mergi, după ce te-o hrănit, și în special ce durere are Dumnezeu după ce s-a ridicat jugul care te apăsa poverile tale păcătoase și te-o eliberat și acum inima veselă, gata de cântat. Gândiți-vă! Gândiți-vă! Știi ce zice Dumnezeu? În versetul 8 din 11. Cum să te dau eu Cum să te predau izdraiele? Cum să-ți fac ca admei? Cum să te fac ca țiboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Avem un Dumnezeu milos. Avem un Dumnezeu care să uită la căderile noastre, care să uită cum noi câteodată o luăm razna. Dar cum să te predau la satana, măi? Cum să te predau? ni se mișcă tot launtru în mine, mă doare inima. Pe Dumnezeu, mă, pentru tine păcătosule, pentru tine păcătoasă, să lupt un Dumnezeu din cer. Și ție nu spasă. -ți tu trăiești habobnic, tu trăiești cum nu se cade, te lași prădat de emoții firești, de pofte firești, de drăgălășii lumești, O să-ți fie drag de Cel ce te-a purtat de mână, de Cel ce s a dat de mâncare, de Cel ce te-a luat în brațe, am purtat, te-am purtat și tot vreau să te mai port. Până la bătrânețele tale, eu voi fi același, cum să te predau? Mă doare inima. Dar pe tine, copil răzleț, nu te doare inima? Am socotit eu Anul ăsta e un pentru mulți. Cum zilnic, prin har, m-a pus Domnul în slujba asta să predic la mii de oameni. Într-o singură dată când a adunat și-a contabilizat retegan câți m-au ascultat în sara aceea, era 180 de mii de computere deschise Cine știe câți oameni o fost ele. Unu, doi, zece. Dar minune, anul ăsta mai mult ca în anii trecuți, tot câte unim de telefon. Și azi dimineață, de dimineață, nu era ziua, că uite că eu am fost pocăită, am fost așa, am fost așa, dar m-am dus în lume, am părăsit pe Domnul și acum am așa o mare regret și vreau să mă întorc, oare mă mai primește Dumnezeu? Apa acestea, îs zilnic și câte două, trei persoane pe zi. Și unele nu se pot dezmeteci, dar inima lor lucră, gândul lor e îndeamnă, diavolul îi cocoloșește pe altă parte, urlă, plâng și cer să mă rog pentru ei și mă rog Dragii mei, cum să te predau? Cum să te predau, Efraime? Tot trupul mi se mișcă, tot lăuntru, adică mi se mișcă și să zbate inima în mine. Cum să te predau? Satana Cere, insistent, o păcătuit, lasă-l pe mâna mea. s o de la tine, lasă-l pe mâna mea. Nu mai merge la adunare, lasă-l aici, călcătă în eu. Dar cum să te predau? Mi se mișcă inima în mine, zice Dumnezeu. Pentru tine să dă o luptă mare. Nu vrei să te întorci la Dumnezeu? Amină. Astăzi să se, se strigă în plin. Nu pot găta predica asta că timpul s-a dus, Domnule. dar doresc din tot sufletul să nu uitați. Te cheamă o mamă te cheamă un tată, te cheamă frață din adunare, te cheamă Dumnezeu din cer. să ți pornirile tale păcătoasă, părăsaște-ți năravele tale urâte nu mai sta sub pucul de fier a sătanii care te înjită tot timpul la ură, la certuri, la vorbe grosolane. Nu mai sta acolo. Vino acasă! Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie bat batjocorit. Și dacă nelejuirea ta nu te lasă să te întorci înapoi la Dumnezeu, Dumnezeu va avea pedepsă pentru fiecare. Amin.